Bună, dragi prieteni! Astăzi cu un filmuleț scurt despre ce ne așteaptă în câteva zile și anume referendumul de pe data de 6 și 7 pentru schimbarea articolului 48, aliniatul 1, unde se va schimba, dacă se votează cu da, doar cuvântul de soți va fi scos, va fi eliminat din Constituție și se va adăuga alte trei cuvinte și anume bărbat și femeie. Mă chinuiam în ultimele două zile să vă fac eu un film de informare, să fiți 100% informați cum funcționează, ce este cu acest referendum, dar mă bucur că Antena 3 a făcut un filmuleț pe care doresc să vi-l prezint și după aia discutăm mai departe. Uitați-vă! Totul despre de ce votezi, ce votezi și pentru ce votezi. Referendumul este esența democrației. În România avem trei tipuri de referendum. Referendumul consultativ este cerut de președinte, cum a fost cel din 2009, pentru trecerea la Parlament unicameral. Acest referendum nu devine obligatoriu lege, întrucât este, după cum îi spune și numele, consultativ. Referendumul pentru suspendarea președintelui este cerut de Parlament, iar întrebarea are o singură formă, stabilită de lege. Referendumul pentru revizuirea Constituției poate fi inițiat de președinte sau de parlament sau de cel puțin 500.000 de cetățeni cu drept de vot. De ce votezi? Referendumul pentru revizuirea Constituției din 6-7 octombrie a fost inițiat de 3 milioane de cetățeni, cel mai mare demers civic din istoria României moderne. Pentru ce votezi? Referendumul este despre a înlocui un cuvânt, soți, cu sintagma bărbat și femeie. În Constituția României, articolul 48, alineatul 1, va scrie în felul următor. Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între bărbat și femeie. Ce votezi? Da sau nu la întrebarea sunteți de acord cu legea de revizuire a Constituției adoptată de Parlament? Mulți se tem că politicienii se folosesc de această întrebare pentru a băga amnistia și grațierea în Constituție. Fake news. Întrebarea are forma respectivă pentru că așa zice legea. Aceeași întrebare a fost și la referendumul din 2003. Dacă ești de acord, pune ștampila în căsuța da. Asta înseamnă că ești de acord cu schimbarea cuvântului soț cu sintagma bărbat și femeie. Dacă nu ești de acord, pune ștampila în căsuța nu. Dacă aplici ștampila în orice alt loc sau dacă aplici mai multe ștampile, votul va fi anulat. Pentru ca referendumul să fie validat, este obligatorie o prezență la urne de minimum 30%, 5.675.248 de cetățeni, conform datelor din august, la un număr total de 18.917.495 de cetățeni cu drept de vot. Când votezi? Sâmbătă și duminică, 6 și 7 octombrie. Tot două zile a ținut și referendumul pentru revizuirea Constituției în 2003. Cum votezi? Asta ține de conștiința ta. Deci sper că vă este clar cum este cu referendumul, cum se inițiază acest referendum, care sunt diferențele între referendumuri și... Da. Hai să trecem acum la faza tehnică, pentru că trei sferturi din voi văd că atacă prin presă, pe Facebook, pe eu știu ce canale, că la ora actuală în România nu se pot căsători persoanele de același sex. Clar, fără discuții, așa este la ora actuală. Dar ia gândiți-vă voi ce s-a întâmplat pe 31 ianuarie 2017. Ce s-a întâmplat pe 1 februarie 2017? Vă mai aduceți aminte? Dacă nu, vă spun eu. Atunci, pe timpul ăla, a existat guvernul Grindeanu. Ministrul Justiției, împreună cu tot guvernul Grindeanu, într-o seară, au ordonat ordonanța de urgență numărul 13. Vă mai aduceți aminte? Cu siguranță. În momentul ăla toată lumea a ieșit, sau foarte multă lume, zeci de mii de oameni au ieșit în stradă, și în național, și în țară, și în străinătate. Și de ce? Pentru că acolo politica a schimbat o lege. Și acum ajungem la punctul de problemă care este și de ce există referendumul ăsta. La ora actuală, într-adevăr, există articolul 258 din Codul Civil, în care este specificat foarte clar că în România se poate căsători doar persoanele de sex diferit, bărbat și femeie. Super! Ce facem dacă mâine, poimine, într-un an, apare o nouă majoritate parlamentară? Apare un nou guvern? Ce se întâmplă atunci dacă ei
prin, eu știu ce ordonanță de urgență sau eu știu prin ce majoritate parlamentară, schimbă legea 258 din Codul Civil și ne lasă, și nu ne lasă, lasă ca în România să se căsătorească și persoanele de același sex. Ce facem atunci? De aceea, trebuie să mergem pe data de 6 și 7 la referendum, trebuie să mergem și să votăm noi poporul, de data asta suntem noi chemați, noi să ne spunem părerea și ce dorim pentru România și trebuie să mergem și să votăm. Pentru că odată ce am votat cu da, de exemplu, dacă punem da, din codul, din articolul 48 din Constituția României, se va scoate cuvântul de soți și se va adăuga cu celelalte trei cuvinte, bărbat și femeie. Odată ce este menționat în Constituția României aceste trei cuvinte și sunt fixe, nu mai pot fi atacate nici de politicienii români, nici de guvernanți și nici din afara României, de exemplu, cum este CEDO. Curtea, Constituția unei țări este de neatins. Nu se poate atinge nimeni de ea. Și de aceea, pentru a asigura că articolul 258 din Codul Civil să rămână fix și să nu fie schimbat de politicieni, de guvern, trebuie să punem siguranța în Constituție, pentru că dacă se schimbă acel articol 258, va fi de atacat la Constituție și va fi clar neconstituțională. Deci, dragi români, asta este punctul de ce se dorește fixarea în Constituție, pentru că articolul 258 să fie de neschimbat. Dacă mai aveți întrebări, neclarități sau eu știu ce dorințe, contactați-mă pe Facebook, mă găsiți Eric Mocanu, mă găsiți și pe pagina proiectului, ești informat, ești protejat. Îmi puteți scrie și aici jos la comentarii la acest filmuleț pe YouTube. În rest, ce să vă spun? Sper că mergeți cu toții la referendum, ori pe 6, ori pe 7 și vă votați și puneți ștampila acolo unde vă doriți, pe da sau nu. Eu personal voi merge și voi vota, așa cum am spus de 1000 de ori până acum pe paginile de socializare, voi vota cu da și voi vota pentru familia tradițională, pentru bărbat și femeie. Ciao!